Dacă în tinerețe unii giurgiuveni spun că mai reușeau să facă economii pentru zile negre, ei bine, tot ei recunosc că abia dacă le mai ajunge salariul de la o lună la alta. Vârstnicii spun că din pensie nu le rămâne mai nimic, cu atât mai puțin să pună deoparte. Nu reușim, nu. Nu se poate. Nici în tinerețe? În tinerețe, da. În tinerețe, da. Chiar și cu copiii, având și copii și mici, și la așa reușeam, dar acum nu. Cam de câți ani ați mai economisit? Suntem bugetari și chiar nu putem. Nu putem. Când eram în serviciu, da, am strâns 40 de milioane. La da. Pușculiță? La pușculiță, da. Și ce ați făcut cu ei? Vă mai amintiți? Ce am făcut? Sunt în concediu? Nu. Am avut de ajutat copiii. Nu, că avem pensiile prea micuțe. Deci n-ați încercat măcar să băgați ceva la pușculiță? Nu, mamă, nu, că nu se ajung pensiile. Pensiile prea micuțe și scumpe toate. Cu greu. Care a fost cea mai mare sumă pe care ați reușit să o băgați acolo la pușculiță? Cred că 100 de lei. 1 milion. La finalul lunii sau ce faceți cu copii? Finalul lunii, da. Păi... Înainte de copil era mai bine, reușea să băgați mai mulți bani la pușculiță? Da, înainte da, era mai bine, dar acum cu copilul e foarte greu. Nu. Deci în tinerețe nu reușea să faceți asta la pușculiță? Ceva? A fost o vreme, pe perioada lui Ceaușescu și după, dar de atunci nu mai. Nu vă mai amintiți ca să fi pus ceva bani deoparte? Ba da. Dar eu să zic nou până 94, 95. Și de atunci nimic, nici la bancă, nici... Nimic. Doar din venitul lunar. Doar din venitul lunar. Nu, prea. Nu prea. Ați încercat? Am încercat, dar nu prea se poate. Care variantă? Pușculița, banca? Nu știu ce să vă spun. V-ați deschis un cont? Nu am șanse de așa ceva. La saltea? Cam așa ceva, da, da. Și? A mers? Ați reușit să strângeți ceva? Prea mult nu, dar acolo de economii, cât de cât. Trăgând linie la finalul lunii sau la două luni? E foarte greu să vă spun, nu prea... Ce ați făcut cu banii? Ați mers undeva într-un concediu? Niciodată, aproape. Tot nu prea... pentru cheltuielile casei? Exact. Am doi copii și nu prea e. Cam greu. Nu, nu. Niciodată? Niciodată. Da, da. Cât? Cât e nevoie. Da? Din afară de venit? Și din afară de venit. Ce faceți cu bani? Ce fac cu bani? Pentru cheltuielile casei? Bineînțeles. Bine. Cum procedați? Aveți bancă, un cont deschis sau la saltea? Sau pușculiță? La saltea cam greu. Acum ziua de astăzi cam greu la saltea. Dar încercăm să supraviețuim. Trăgând linie, cât reușiți într-o lună, spre exemplu, să puneți deoparte? A, nu pot să vă spun așa, că sunt neprevăzuturi. Mai mult de un milion vechi? Să zicem. Să zicem. Și, n-am la saltea. Nu, mai puneam. Bine, în tinerețe. În tinerețe, fiind necăsătorită și așa, îmi plăcea să-mi cumpăr fel și fel. Și, mă rog, erau poate și alte timpuri atunci și altfel, parcă ajungeau banii. Mai conștiincioși în privința banilor sunt în schimb câțiva liceeni care ne-au spus că alocațiile le păstrează în bancă, iar cu ceea ce mai primesc de la părinți, reușesc să se descurce. Da. Reușim? Cu greu, dar reușim. Pentru ce? La... Pentru zile brăcăminte, negre. Pentru ieșit în oraș cu prietenii, cu iubii. Care varianta adopție? Pușculița la saltea? Ai și un cont în bancă? Nu, îi dau lui mama să-mi țin. Cel mai în siguranță la da, cel mai da. Bine e la mama. Sau un pușculiță, depinde. Nu am pușculiță, dar vă dați seama, vorba vine, da. Care a fost suma cea mai mare pe care ai reușit să o strângi? Păi, nu știu, în jur de câteva milioane, vă dați seama. Dacă am și muncit. Ai și muncit? Da. Pe perioada verii? Da, pe perioada verii, da. Da? Ce ai făcut cu bani? Păi, m-am îmbrăcat și cam atât. Tânărul din imagine este la liceu și spune că în câteva luni a reușit să strângă chiar și 1700 de lei cu ajutorul unui job part-time din timpul vacanței de vară. Nu prea reușesc, sunt un cheltuitor, dar... Din ce-ți mai dau părinți? Ai o pușculiță? Nu prea. Dar dacă vreau să-mi strâng pentru ceva, reușesc. Reușești? Da, uneori. Procedez. Cum? Îi pun deoparte, nu mai cheltui, mă abțin de la ceva, nu știu. Și la final? Este bine. Care a fost suma cea mai mare pe care ai reușit să strâng? Vreo 17 milioane. Ai mers în concediu, ce? N-am mers în concediu, dar mi-am cumpărat ceva. Nu. Ce? Da.
Mi-a cumpărat un laptop. Un studiu realizat de ziarul Adevărul clasează județul Giurgiu ca fiind printre primele din țară cu cele mai puține economii bancare, dar și cu cele mai mici venituri.